Salina Turda este pe cale să devină obiectiv strategic al României, așa că peste puțin timp va intra într-un amplu proces de extindere și modernizare. Autoritățile din Turda par decise să adune bani europeni de pe orice axă de finanțare și să investească în turism. Primarul orașului a expus deja ideile echipei sale comisarilor europeni, așa că peste 3 ani Mina Iosif, acum inaccesibilă publicului, va fi redată circuitului turistic. E nevoie de 17 milioane de euro, dar studiul de fezabilitate este deja făcut. Strategia pentru amenajarea Minei Iosif este bine făcută și banii pentru investiție sunt deja identificați, spune primarul Turzii. Ținând cont că Salina Turda este de notorietate mondială în acest moment și este un obiectiv care prin edificarea acestei noi mine ar duce la peste 1 milion de vizitatori anual, este de mare importanță acest lucru, aș putea spune că e chiar strategic acest lucru pentru România, am și ridicat problema comisarului european și urmează să se facă o informare ca acele sume care anumite companii sau primării sau știu eu, pe alte proiecte, nu ar putea fi cheltuite în acest an bani care s-ar pierde dacă nu sunt cheltuiți bani europeni, să vedem în ce măsură am putea redirija aceste sume spre acest obiectiv, care ar presupune încă 5 lifturi, pe lângă liftul existent, ar asigura o capacitate de coborâre în adâncime de 70 de persoane odată, ceea ce în acest moment este de 7 persoane doar. Sigur că ar fi o dinamică mult mai mare. Acum, în Turda ajung anual peste 700.000 de turiști, dar amenajarea unei mine impresionante, care este de fapt o cupolă a ecourilor, va aduce în micul oraș al Transilvaniei cel puțin 1 milion de turiști anual. Iar dezvoltarea turismului nu se rezumă doar la amenajarea salinei. Autoritățile susțin că turiștii vor fi atrași în Turda și de alte obiective, reabilitate tot pe bani europeni. Avem în vedere alte noi proiecte care să mărească și mai mult numărul de vizitatori din Turda, nu numai la Salina. Noi dorim să reținem turiștii o perioadă cât mai lungă de timp la noi. Se edifică prin proiecte, pe bani europeni, castrul roman, care are o suprafață de 32 de hectare. În acest an, pe axa respectivă de finanțare, am reușit să atragem doar 5 milioane, dar în fiecare an se pot atrage alt bani pe axe, pe aceeași axă sau pe axe similare, care au legătură cu dezvoltarea istorică sau, știu, renovarea istorică a anumitor obiective și vom fi prezenți. Eu am și o deviză, nu va exista axe de finanțare unde Turda nu va fi prezentă și deocamdată cu cei 5 milioane vom reuși să refacem o parte din construcțiile fostului castru. Sigur, banii fiind insuficienți, anumite construcții vor fi doar simulate, probabil în lemn și aluminiu.